Mădălina Manole, fata cu părul de foc, a părăsit această lume chiar de ziua ei de naștere, în urmă cu 14 ani. Soțul ei, Petru Mircea, a găsit-o inconștientă în casă și a alertat imediat autoritățile, dar a fost prea târziu. Moartea ei și motivul din spatele gestului rămân un mister chiar și astăzi. Viața Mădălinei Manole a fost una plină de evenimente care ar putea fi povestite într-o carte, dar a avut un final tragic. Marea artistă și-a pus capăt zilelor pe 14 iulie 2010, în propria sa locuință, unde trăia alături de familia sa. Nu a lăsat niciun indiciu pentru nimeni. În ultima zi din viața ei, Mădălina a făcut ceea ce știa cel mai bine, a cântat. A fost la repetiții, a mers la cumpărături și târziu în noapte a sărbătorit cu soțul ei, ciocnind un pahar de șampanie. Câteva ore mai târziu, a fost găsită fără suflare în holul vilei sale. Mădălina și soțul ei, Petru, au făcut o oprire la studioul de pe Calea Victoriei, s-au întâlnit cu colegii de trupă și au repetat până în jurul orei 10 seara. Duminică, pe 18 iulie, urma să cânte la Brăila. Ea părea puțin mai retrasă decât de obicei, dar la fel de plină de viață pe scenă. La plecare, în jurul orei 10 seara, le-a spus colegilor de trupă la revedere, într-un mod simplu, ca și cum s-ar fi reîntâlnit a doua zi. S-au urcat în mașină cu Puiu, fiul lor. Au făcut o oprire la un supermarket din zona Băneasa pentru a face câteva cumpărături. Mădălina și soțul ei au ajuns acasă, la vila lor din Otopeni, puțin după miezul nopții. Deși se cunoaște în mare parte ce s-a întâmplat în spatele ușilor acelei case, ceea ce a fost în sufletul cântăreței va rămâne un mister, conform Antena 3. Înainte de a se culca, au ciocnit un pahar. Era ziua ei, iar Puiu i-a spus la mulți ani. Apoi s-au dus în dormitorul lor de la etaj și s-au culcat. Soțul artistei a adormit în jurul orei 1. Nu se știe dacă Mădălina a reușit să doarmă sau nu. La 2:31 dimineața, cu siguranță era trează. A scris un mesaj de adio pe telefonul ei. Mădălina a coborât scările îmbrăcată doar într-un training și a băut un pahar uriaș de otravă pe care îl pregătise. Efectul a fost atât de puternic încât nu a mai avut timp să trimită mesajul. S-a simțit rău și a căzut pe hol lângă baie, la parter. La 5:30 dimineața, Puiu a observat că Mădălina nu este în pat. A strigat-o, dar nu a primit niciun răspuns. A ieșit să o caute și a găsit-o fără suflare la parter. A sunat la serviciul de urgență. Când ambulanța a ajuns la 6:15, nu s-a mai putut face nimic. A fost chemat și un medic, dar era prea târziu. Pentru Mădălina Manole, clepsidra vieții s-a golit. Cu toate acestea, ceva nu se potrivește. Deși rezultatele autopsiei indică teoretic sinucidere, criminaliști renumiți din România susțin că moartea Mădălinei Manole iese din tipare. De aceea le-a recomandat anchetatorilor să nu renunțe la nicio variantă până când nu vor răspunde la câteva întrebări. Există două mari dileme care trebuie elucidate de ancheta procurorilor pentru a elimina orice suspiciune asupra morții Mădălinei Manole. Orice sinucidere are un motiv. În cazul fetei cu părul de foc, acesta rămâne neclar. Părea o femeie împlinită. După multe încercări, a reușit să aducă pe lume copilul pe care și-l dorea de o viață, iar cariera ei părea să înflorească din nou. Se pregătea să lanseze un nou album și să plece în turneu în întreaga țară. Nici până în ziua de astăzi nu s-a aflat cu certitudine dacă Mădălina Manole chiar s-a sinucis sau este vorba despre o crimă mascată.